Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit! Ne aflăm la unul dintre cele mai frumoase restaurante, Carol's, unde, bineînțeles, în această seară avem un invitat foarte special. Spun acest lucru deoarece îl apreciez foarte mult. Este venit tocmai de la Craiova, este vorba despre Cristian de la Craiova, bineînțeles, alături de formația sa. Vă spun bine ați venit la emisiunea Chef de Chef cu Lăutari. Bună seara, bine v-am găsit! Cristian, vreau să vorbim în această seară despre tine și despre formația ta și despre tot ce ai realizat tu până acum și ce vei realiza de acum încolo. Îmi face plăcere chestia asta, că îmi doresc să vorbesc despre mine, să mă fac un pic auzit, cel puțin, și cunoscut după ce mă fac auzit. Muncim foarte mult, avem pe cineva care ne împinge foarte mult de la spate. Da, știu, un prieten drag și mie. Eu l-am cunoscut pe dânsul prin Florin Sala, mi-am dansat acum câțiva ani de zile când a fost naș. Știu că este prieten cu majoritatea lăutarilor, este apreciat de toți și sunt convinsă că și de voi, nu? Atâta timp cât vă împinge de la spate. El are grijă de tot ce se întâmplă cu noi, de nunți, de botezuri, de piese, de videoclipuri. Ați realizat câteva videoclipuri cu Dan, nu? Da, cameramanul nostru, operatorul toate nostru. Toate videoclipurile vor fi numai cu el de acum. Când vor apărea? Pe taraf? Au apărut. Da? Au apărut toate pe taraf. Acum, în seara asta, merg la studio să trag o... Era o surpriză asta, dar... Aha, o nouă piesă. Păi, surpriza trebuie spusă aici pe... Merg la studio să trag o piesă care cred eu că e cea mai frumoasă dintre toate. Și îmi place și mie mult de tot. Și îți dai seama că ai tragere de inimă când îți place o melodie. Să vedem ce iasă, după care apelăm din nou la cameraman să vină să facem videoclip frumos. Corect, trebuie să iasă ceva frumos și... Dorește și el ceva frumos, ceva cu regie, cu... Nu mai filmăm așa la un restaurant simplu. Normal, păi dacă e Dan, e clar că o să iasă ceva frumos. Spune, aveți evenimente, ați avut anul acesta? V-a mers bine? Ne-a mers bine, mulțumim. Și va merge în continuare, că am înțeles că și de Revelion cântați, nu? Da, cântăm și de Revelion, nu ne plângem, mulțumim bunului Dumnezeu, dar se poate și mai bine. Eu sunt convinsă că o să aveți și mai multe evenimente, datorită faptului că aveți pe cineva acolo, în spatele vostru, și cu siguranță o să vă meargă și mai bine. Eu așa zic. Tu ce spui? Eu îmi doresc chestia asta, vă dați seama că el nu prea dorme, noi mai dormim după cântare, el după cântare nu doarme, merge să stea să facă în așa fel încât să nu mai dormim nici noi, vrea să cântăm și el să doarmă la rând. Să știi că mai rar am văzut așa persoane care să aprecieze ceea ce face și să și insiste să iasă bine, mai rar așa, să știi. Da, e fixist, e foarte fixist, da. Păi să știi că în meseria asta noastră, dacă nu ești bun și nu ai caracter, nu cred că ai prea mari șanse. Știi că multă lume spune, Cornelia, tu, de exemplu, Bursuc mi-a spus mie odată, tu ai rămas acolo sus, ai ajuns undeva sus și ai rămas acolo, n-ai căzut. Păi știi de ce? Din cauza caracterului. Dacă ai caracter și ești parolist, în primul rând, n-ai cum să pierzi. Deci ai doar de câștigat. Haideți să-mi prezinți tu puțin și băieții din formația ta. Cu mare drag. Eu din partea stângă, primul component este Bobby cu violin, e vioara mea preferată. Bună seara! El este copilul cu orga, Adrian, mâini de aur, se spune. Bună seara! În partea dreaptă aici se află finul meu, Ferni. Bună seara! Clarinetul cântă. Avem onoarea să-l avem alături de noi, informații și pe Manciu de la Ploiești. E de aici, e vecin cu voi, cum ar veni mai aproape. Serios? Da. Bună seara! Și ultimul, dar nu cel din urmă, este fiul meu, Albert, cu percuția. Bună seara! El se ocupă, el, fiul Albert și cu Adrian, se ocupă de balansul ăla, care știi că ai nevoie de balansul ăla să dansezi. Ei se ocupă de chestia asta. Păi să știi că ai dreptate, că în momentul când ai o formație foarte bună, poți și tu să cânți, dar și eu să dansez. Da. Dacă nu e o formație destul de bună, parcă nu prea merge, nu-i așa? Te duci să pleci. Să pleci. Asta mă și pleci acasă.
Dar eu știu că voi sunteți foarte buni, știu că o să aveți mari șanse în lumea muzicii și nu spun că nu sunteți undeva sus, dar veți ajunge și mai sus. Cu siguranță, pentru că în momentul când te ții de treabă și faci multe repetiții, să iasă foarte bine, n-ai cum să nu urci sus. Cu multă muncă veți reuși. Și cu omul care este în spatele vostru, sunt convinsă că veți reuși. Ne dorim din toată inima chestia asta. Cea mai nouă melodie făcută de noi orchestra pentru toți părinții și pentru copiilor. Supărările s-au adunat, dă-mi albi și părul în cap, au și mi-a frunta încruntată. Astea-ți grijile de tată, supărările s-au adunat, de-mi albi și părul în cap, om și mi-a frunta încruntată. Astea-ți grijile de tată, numai pentru copii am să mai rezist, cât ar fi de greu că sunt un familist. Am să mă prefac că e totul bine, să nu simtă ei răul ce-i pe mine. Doar pentru copii am să mai rezist, cât ar fi de greu că sunt un familist. Am să mă prefac că e totul bine, să nu simtă ei răul ce-i pe mine. Formația Cristian de la Craiova! Atâția ani și ani munciți, să știu că nu ar fi fericiți. Atunci de mi-ar cere cineva, într-o clipă i-aș da inima. După atâția ani și ani munciți, eu să știu că nu ar fi fericiți. Atunci dă-mi ar cere cineva, într-o clipă i-aș da inima. Doar pentru copii am să mai rezist, cât ar fi de greu că sunt un familist. Am să mă prefac că e totul bine, să nu simtă ei răul ce-i pe mine. Doar pentru copii am să mai rezist, cât ar fi de greu că sunt un familist. Am să mă prefac că e totul bine, să nu simtă ei ce om ar vrea o iubire ca la mine.
mustră. Ne luăm de mână și trecem peste orice. Noi avem nevoie doar de dragoste. E iubirea cu noi, atunci când suntem amândoi. E și iubirea cu noi, ne iubim și zâmbim mereu. E și gerul meu, atunci când suntem amândoi. Nu mai găsesc așa frumoasă cum e ea. Dacă lumea și pe
față și pe dor. Nu mai găsesc ca la ea chip așa frumos. Dacă ar fi să mă duc să caut toată lumea, nu mai găsesc ca așa frumoasă cu mie. Dacă într-o lumea și mă față și pe dor, nu mai găsesc ca la ea chip. E pentru mine cea mai frumoasă femeie din lume. Să lași un număr de telefon și un Facebook, unde te pot contacta cei de acasă. Cu mare plăcere, las Facebook-ul oficial, acolo avem și numărul de telefon și toate datele de contact pentru mine. Facebook-ul este Cristian de la Craiova, cu capa, oficial. Acolo găsiți orice vă interesează despre mine și despre formația mea. Dacă ai de dat dedicații cuiva, în special... Foarte special nu am de dat dedicații. Dedicația cea mai specială e pentru toți care ne ascultă și care ne vor. Asta e. Și din partea mea, omului din spatele vostru. Da, mulțumesc. Dedicație și bineînțeles din partea lui Dan, colegul meu, și a lui Mădălin. Și din partea noastră! Și din partea noastră pentru șeful! Eu sunt convinsă că o să facem niște colaborări frumoase și nu va fi singura colaborare acum. La următoarea emisiune o să venim noi la Craiova, bineînțeles împreună cu Dan și Mădălin, și o să filmăm acolo la Craiova. Venim noi după voi. Așteptăm cu mare plăcere. Vă dați seama că o să iasă și o petrecere frumoasă între noi. Dacă tot veniți la Craiova, invitații noștri, o să ne ocupăm să facem în așa fel încât să sau nu mai vreți. Cine știe, poate venim de Revelion și filmăm și dansăm și avem și formații și dansatoare mai și bine, Taraf bine, TV. Cel mai bine, cel mai bine ar fi. Și atunci o să iasă super, nu? O să fie un Revelion... pe sistem. Un revelion pe sistem perfect. Ca să știți și cei de acasă, formația mea și eu inclusiv, nu suntem numai maneliști. Să nu se înțeleg. Asta vreau să spune. Să spuneți ce gen de muzică mai cântați în afară de manele. Orice fel de muzică de petrecere cântăm noi. Și eu personal nu știu dacă le vine celor de acasă să creadă, dar eu cânt și muzică populară, autentică. Super! Deci nu muzică cu inflecțiuni de manele sau ceva. Muzică autentică, populară. Formația mea poate să cânte și manele și muzică populară. Deci ducem o nuntă cap-coadă, nu se pune probleme. Bravo vouă! Felicitări pentru lucrul acesta. Să îmbinăm plăcutul cu utilul sau utilul cu plăcutul. Uite, vezi, de exemplu, pe mine când mă văd telespectatorii acum cu manele, eu... am fost dansatoare de folclor și sunt și acum, dar ei sunt așa, cum am trecut eu de la folclor la manele? Și am spus, păi asta a fost un hobby pentru mine, mi-au plăcut și m-am simțit bine între colegii mei și atunci am rămas și
cu manele. Și folclor și manele. Deși la ansamblu tot timpul directorul meu mă certa. Păi tu ai terminat o școală de coreografie, ce cauți cu maneliștii? Dar de ce? Pentru că eu mă simt bine cu ei. Atât timp cât ei mă respectă și eu îi respect, n-ai cum să nu te simți bine. Și faptul că tu cânți toate genurile de muzică, atunci cineva, dacă vrea să te ia la un eveniment, te ia cu tot ce trebuie. Ai și manele și folclor. În zona noastră avem, luate evenimente cu totul, de dimineață până dimineață. Nu asta era o problemă. Doar că foarte mulți dintre oameni, gen cum suntem acum, ne vede un om la televizor și se gândește, uite, maneliști, ai luat pe ăștia la o nuntă, dar ce fac, că trebuie să mai ai o formație. Da, ai dreptate. Eu vreau să le spun că în cazul nostru nu trebuie să mai ai nicio formație. Noi suntem bază. Pleci cu noi pe drum, te întorci cu noi de pe drum, înțelegi? Nu te lăsăm acolo. Și bănuiesc că veniți și în București. Dacă vă invit, de exemplu, la o nuntă, veniți, nu? Dacă ne inviți tu, venim cu mare plăcere. Oricum, dacă nu vă invit, eu nu veniți? Oricine, dar la tine venim și cu copiii și cu nevestele, nu s-ar pune problemă. Uite, eu vreau să colaborăm așa. În momentul când cineva îmi cere o formație cu toate genurile de muzică, eu să vă contactez și voi să veniți la eveniment. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Și de restul vă înțelegeți cu persoanele. Da, cu mare plăcere. De restul se ocupă directorul nostru. Șeful. Șeful. Șeful nostru. Se ocupă, nu? Șeful, da. Păi eu zic că am vorbit destul despre ceea ce urmează să faceți voi în continuare. Dar acum telespectatorii abia așteaptă să vă asculte și să vă vadă, nu? Ceea ce știți voi să cântați, ceea ce știți să faceți mai bine, să cântați, nu? Mai bine decât să vorbiți. Că mulți soliști vin și spun, Cornelia, bă, noi mai bine pune-ne să cântăm. Vorbă mai puțină și hai să arătăm ce știm să facem. Încercăm să ne descurcăm și cu vorbitul și cu cântatul. Și voi v-ați descurcat foarte, foarte bine și cu vorbitul. Ai avut puține emoții că mi-ai transmis și mie, dar a ieșit totul ok. Vă dați seama, prima dată la emisiunile dumneavoastră, oricum mă simt și onorat că sunt alături de dumneavoastră și vă mulțumesc că ați avut numai vorbe bune despre noi și nu o să vă dezamăgesc pentru chestia asta. Păi sunt convinsă că nu aveți cum să mă dezamăgiți, pentru că eu v-am urmărit pe voi pe Facebook, știu că sunteți foarte buni, dar vreau să demonstrez și telespectatorilor că sunteți foarte buni. Așadar, haideți să ascultăm pe Cristian de la Craiova, alături de cea mai bună formație. Multă baftă, succes și vă aștept și la următoarele emisiuni. Mulțumim să rămână! Peste mine nu se trece, sunt ca leu în junglă, rege! Creație personală! Dai drumul tău! Peste mine nu se trece, sunt ca leu în junglă, rege! Să țineți minte mereu, deja.
își dorește, față-n față nici măcar nu îndrăsnește. Peste mine nu se trece, sunt cale o jumlă rege. Lei, 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 ha-ne-ne-ne-ne-lei. Să țineți minte mereu, legea o fac numai eu. Lei, 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 ha-ne-ne-ne-ne-lei. Peste mine nu se trece, sunt cale. Care spune toată țara românească de bine să recunoască. Disco Ochi în patru. Una, două, trei, ia!
n-am câștigat, eu la rândul meu am respectat. N-am dat cu pumnul sau palma, vreodată în cineva degeaba. Oh!
Te iubesc, viața mea cel mai mult. Lângă tine, lângă tine eu mă simt fericit, cel mai fericit. Femeie ca tine am văzut. Te iubesc, viața mea cel mai mult. Lângă tine, lângă tine eu mă simt fericit, cel mai fericit. Cine e inima mea, doara mea, mea, mea? Pentru cine poate ea, pentru tine viața mea? M-am născut să te iubesc, trebuie să-ți dovedesc, trebuie să-ți dovedesc cât de mult te mai iubesc. Get the
chef. Și o horă foarte frumoasă. Omul cu aceeași gură te pupă și te înjură. Ia să auziți. Azi lumea e schimbătoare, 8 și prea multe fețe are. Lumea e tare nevoie de tine, mască de înger își pune. Azi lumea e schimbătoare, și prea multe fețe are. Lumea-i tare nevoie de tine, mască de înger își pune. Omul cu aceeași gură te pupă și te înjură. Dacă dai să-i dai, îi ești frate, când ai ești dușman de moarte. Omul cu aceeași gură te pupă și te înjură. Dacă dai să-i dai, îi ești frate, când ai ești dușman de moarte. Bine, mă! Nu știu cum îi rap de pământul gen. Ia să auzi. Mă-mbrăcai astăzi în zdrențe, of ce cad măși după fețe. Mă-mbrăcai astăzi în zdrențe, of ce cad măși după fețe. Lumea nu mai este cum a fost, omul bun e luat de prost. Omul cu aceeași gură te pupă și te înjură. Dacă dai să-i dai, îi ești frate, când ai ești dușman de moarte. Omul cu aceeași gură te pupă și te înjură. Dacă ești dușman de moarte. Hai, băbiță! Omul cu aceeași gură.
aceeași gură de pupă și te înjură. Dar când ai să-i dai, ești frate, când ai ești dușman de moarte. Chef de chef! Da-ți drumul tău! Eu nu m-am făcut de râs.